9 elevi din județul Hunedoara, care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, au fost premiați astăzi de Consiliul Județean Hunedoara pentru performanță. În rândul premianților a fost și olimpicul internațional Alexandru Todoran, care a obținut medalia de aur la Olimpiada Europeană de Informatică, precum și profesorul Daniel Popa, sub îndrumarea căruia Alexandru a obținut astfel de rezultate. Cei 10 performeri cu rezultate notabile la învățătură și olimpiade au fost recompensați de Consiliul Județean cu diplome de merit și stimulente financiare consistente. Suma cea mai mare, de 10.000 de lei, s-a îndreptat către cea mai înaltă performanță, revenind lui Alexandru Todoran. Celelalte medii de 10 au fost recompensate cu 5.000 de lei, la fel și profesorului Alexandru. În fiecare an, Consiliul Județean Hunedoara am ținut cont de aceste performanțe pe care elevele au obținut și cred că este o motivare foarte bună pentru elevi și pentru părinți ceea ce facem. Am spus-o și o repet întotdeauna, nimic nu este mult când premiez performanțele într-un județ și așa. Noi suntem mândri și mi-aș dori ca la anul să fie 50 de performanțe de elevi cu 10, de absolvenți cu bacul 10 și de olimpici, în așa fel încât să ne oblige să punem cât mai multe premii în joc, că nu ne supărăm. Ne motivează performanța elevilor și suntem mândri că în județul nostru avem asemenea elevi cu asemenea note mari de 10. Vorbim de 9 elevi, 3 elevi au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, de fapt 3 absolvenți, și 6 elevi au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Iar astăzi, alături de cei 9 elevi cu media 10, a fost premiat din partea Consiliului Județean Hunedoara elevul Alexandru Raul Todoran de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, care a performat și în acest an la informatică, a obținut medalia de aur la Olimpiada Europeană de Informatică și medalia de argint la Olimpiada Internațională de Informatică. Alexandru a obținut medalii și premii la nivel internațional încă de când era în ciclu primar, deci un elev de excepție. Acum este clasa 12-a, sunt convinsă că și în acest an se va prezenta la olimpiadele și concursurile școlare, dar după ce va termina liceul, o să-i simți în lipsă. Munca susținută zi de zi și an de an, dar și pasiunea, pare să fie rețeta performanței pentru Alexandru Todoran. Mie îmi plăcea matematica de când eram mic, fiindcă taică-mi e prof de mate și îmi dădea tot felul de probleme, provocări pe atunci, și domnul profesor Daniel Popa a aflat despre asta și a zis hai să-ți arăt informatica, să vezi ce interesant e. Și mi-a plăcut din start mai mult și am vrut să continui. Și a continuat la cel mai înalt nivel. Acum își face planuri de viitor cu aspirații la fel de înalte. Acum, în perioada asta, aplic pentru facultate. Sper să ajung în America, la o facultate bună sau undeva în Europa, dacă nu. Și odată ce se încheie procesul ăsta, o să vreau anul viitor să particip din nou la Olimpiada Internațională și sper să câștig o medalie de aur ca să închei parcursul meu în informatică cu un rezultat frumos. Să faci performanță nu este deloc ușor, spune și Iuliana Maria Furca, una dintre elevele care a terminat bacul cu 10 și care a fost admisă la o academie militară din București. Este destul de greu, a fost un efort susținut pe parcursul întregului liceu, dar nu numai, și în gimnaziu am muncit foarte mult și mă bucur că am reușit să obțin această notă, dovadă că am muncit. Am fost admisă a 5-a la o academie militară din București, a fost visul meu, am muncit foarte mult pentru acest rezultat și mă bucur foarte mult că părinții au fost mereu alături de mine, de altfel și profesorii, și le mulțumesc tuturor. Mi-aș dori să rămân în județ și după ce termină studiile și să avem unul dintre cei mai buni specialiști ai noștri prin ei.